Stimați frați, iubite surori, copilași, toți cei care în această dimineață, prin harul și prin îndurarea Domnului, suntem în casa de rugăciune, aș dori împreună cu toții să ne unim și din toată inima noastră să-L binecuvântăm pe Dumnezeu Tatăl nostru, să-L binecuvântăm pe Domnul Iisus Hristos, Mântuitorul nostru, și să-L binecuvântăm pe Duhul Sfânt, Mângăitorul nostru de acum și până în vecii vecilor. Amin. Iubiții mei, suntem în casa Domnului, suntem la zi de sărbătoare, la zi de bucurie. În această dimineață mă bucur în mod deosebit pentru familia Creța, doresc Domnul să-i binecuvinteze. Am fost alături de ei în ziua când au pornit pe drumul căsniciei. Am fost împreună cu ei când Domnul i-a dăruit-o pe Ruth Anais, la binecuvântarea ei. Și în această dimineață am harul acesta și mă simt onorat să fiu împreună cu această familie în biserica din Vilanova la binecuvântarea celui de-al doilea copil, Andres David. Și dorim Dumnezeu să-l binecuvinteze. Dumnezeu să lasă protecția lui, să lase binecuvântarea lui peste el, peste familia aceasta. Bine, fratele Viorel aici, el este binecuvântat de Dumnezeu. În această dimineață, biserica, slujitorii vor pune numele Domnului peste el, vor chema binecuvântarea Domnului peste el. Și Dumnezeu din ceruri este acel care dă binecuvântare. Dumnezeu din ceruri este acel care lasă protecția lui peste familiile noastre, peste copiii noștri. Și aș dori în această dimineață să ne rugăm înaintea lui Dumnezeu ca Dumnezeu să binecuvinteze copiii. Dumnezeu să binecuvinteze familiile. Mă bucur în această dimineață să văd și bunicii lui Andres David aici. Doresc Dumnezeu să binecuvinteze și bunicii. Și în această dimineață, binecuvântarea Domnului să fie peste biserica din Vilanova și noi toți să spunem din toată inima, amin, așa să fie. Atunci când venim cu un copil la binecuvântare, știm și suntem conștienți de lucrul acesta, căci Dumnezeu dă binecuvântarea. Primim copii în viața noastră, în familiile noastre, ca o binecuvântare de la Dumnezeu. Dar adeseori se ridică întrebări și spun oamenii, cum? Acum? În momente de criză? Acum când lumea trece prin situațiile prin care trece, să mai ai copii? Priviți la ei în această dimineață. Spunea fratele Viorel, ne-au lipsit, cât sunt de minunați. Este rodul binecuvântărilor lui Dumnezeu. Și în această dimineață ne bucurăm pentru ei. Și oamenii își pun fel de fel de întrebări. Și m-am dus cu gândul în Scriptură la nașterea unui copil. Și cuvântul Domnului ne spune în Evanghelia după Luca că Elisabetei i-a venit vremea să nască. Și a născut. Și s-au bucurat rudenile, și s-au bucurat neamurile, și s-au bucurat vecinii, și s-au bucurat, putem să spunem, nu? În dreptul nostru, biserica, Domnul a dat un copil în familie. Dar la nașterea acestui copil se întâmplă câteva lucruri ciudate, câteva lucruri interesante. Cuvântul Domnului ne spune acolo că Zaharia, din momentul în care Dumnezeu i-a făcut promisiunea că îi se va naște un fiu la o vârstă înaintată, la o vârstă în care oamenii sau medicina nu mai poate să facă nimic și spunea el, cum eu acum să mai am copii? Și Dumnezeu face o lucrare interesantă și cuvântul Domnului ne spune că Zaharia rămâne mut până în ziua când se naște copilul. Și ziua aceea vin rudeile, vin neamurile, vin vecinii și cum de multe ori facem și noi, vor să se implice în familie. Hai să vedem ce nume punem la copil. Eu cred că Marinel și Dana s-au gândit de mult ce nume să-i pună la băiat, nu? Domnul e binecuvântat. Acum este mai simplu. Știm cu mai mult timp înainte ce e băiat sau fată și ne gândim la nume. Atunci nu s-o știu. A apărut un copil, a apărut un băiat în familie și vecinii și neamurile. Ce nume-i pune? Zaharia, la pătaică, nu?
cât de mândru, cât de bucuros să simte un tată, nu, să-i poarte ficiorul numele. Și-a zis mama, nu. Numele lui se va chema Ioan. Din nou neamurile, din nou vecinii, din nou cei apropiați. Păi cum, dar nimeni din neamul nostru, nimeni dintre cei din familia noastră nu poartă numele ăsta. Cum să-i pui Ioan? Păi pui Zaharia, un alt nume, oricare altul, dar... Și zice să-l întrebăm pe tata. Și cuvântul Domnului ne spune că o scris cu mâna pe tăblița pe care o cerut-o Zaharia. Numele lui sau se va chema Ioan. Și în momentul acela i s-a deschis, i s-a deslegat limba și a putut să-l slăvească pe Dumnezeu, slăvit să fie numele Domnului. Și interesant, acum iar neamurile, iar vecini, iar prieteni, lucruri atât de interesante, lucruri atât de ciudate. Oare ce va fi pruncul acesta? Probabil ne întrebăm și noi, în perioada asta, în perioada de pandemie, în perioada de restriștere, când sunt probleme în lume, în familia Creța se naște un fiu. Și probabil ne-am întrebat și noi, oare ce va fi copilul acesta? Ce va fi pruncul acesta? Dacă ne ducem în Scriptură și dacă cercetăm cuvântul Domnului, noi ca și părinți, noi ca și familie, ca și biserică, dacă vreți, avem un rol important în educarea copiilor, în creșterea copiilor. Primul și în primul rând, copiii noștri pot să fie ceea ce vor părinții. Ceea ce vor părinții. Și dacă cercetăm cuvântul lui Dumnezeu și dacă cercetăm Scriptura, cuvântul lui Dumnezeu și omul în Cartea Proverbelor, la capitolul 22 cu versetul 6, spune așa, pune sau seamănă în mintea și în inima copilului cuvântul lui Dumnezeu, legea Domnului, și când va fi mare, când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea, nu se va abate de la cuvântul lui Dumnezeu. Întreb eu în această dimineață, dacă nu semănăm în mintea și în inima copilului cuvântul lui Dumnezeu și semănăm altceva, ce va fi? Ceea ce semănăm în mintea și în inima lui? Omul lui Dumnezeu, apostolul Pavel, stă de vorbă cu Timotei și îi spune, mă bucur și plâng și sunt fericit și mulțumesc Domnului pentru credința care a fost semănată. Mai întâi, spunea el, în bunica ta, vedem și bunicii, au rol important în educarea copiilor. Credința semănată în inima și în mintea bunicii, apoi în mama ta. Bunica a învățat-o pe mama cuvântul lui Dumnezeu. Și sunt convins că și în tine. De ce? Mama a fost cea care a semănat credința cuvântului Dumnezeu în inima și în mintea lui Timotei. Și ajunge un slujitor, și ajunge un om al lui Dumnezeu. Copiii pot să fie ceea ce vor părinții. Copiii pot să fie ceea ce vor ei la un moment dat. Ajunge într-o situație în care nu mai poți să-l controlezi și spune, lasă-mă, bunicu, babacu, bătrânu, voi nu știți, nu vă s-a întâmplat. N-ați auzit astfel de vorbe. Voi nu le spuneți, drept? Nu, voi sunteți cu minți, voi îl slujiți pe Dumnezeu și doresc Dumnezeu să vă binecuvinteze. Și ajunge momentul, și-l găsim pe Samson în Scriptură, uns de Dumnezeu, promis de Dumnezeu, că se va naște și la un moment dat se duce la Filistei. Și vine mama, și vine tata, și rostesc cuvintele și îi spun, mă omule, la Filistei te duci. Nu sunt în Israel, luați-l, o vreau. Îmi place. Și s-a dus la Filisteeni. E adevărat, era planul lui Dumnezeu. El ajunge judecător în Israel, dar problema a fost că el a ajuns prea departe, până acolo încât a trebuit să-și piardă ochii. Asta a vrut el, să meargă la Filisteeni. L-avem pe Dima,
Din dragoste pentru lume, spune Pavel. O părăsit, o plecat la Tesalonic, s-o dus. Luminile, culorile lumii, ceea ce a văzut în lume, a făcut să se îndeparte de Apostolul Pavel, de Cuvântul lui Dumnezeu. Copilul poate să fie, sau pruncul poate să fie ceea ce vrea societatea. Îl lăsăm societății. N-avem timp pentru el. Le duce școala, le duce biserica, se le duce societatea. Noi avem treabă, noi avem de muncă, noi avem afaceri, noi avem treburile noastre de rezolvat. Și vreau să vă spun în această dimineață, părinți care sunteți în locul acesta, asta vrea societatea de la noi. Să ne abandonăm copiii și să-i lăsăm societății să educe și vedeți ce se întâmplă în lume. Pot să fie copiii ceea ce vrea societatea, dacă nu veghem, dacă nu stăm aproape de Dumnezeu și dacă nu încercăm să învățăm copiii noștri Cuvântul lui Dumnezeu și legea Domnului. Și în ultimul rând, și cred cel mai important, copiii noștri pot să fie ceea ce vrea Dumnezeu. Ceea ce vrea Dumnezeu. Și mă rog Domnului pentru Biserica din Vilanova și pentru noi toți să ne rugăm Domnului, mâna Lui, binecuvântarea Domnului, protecția lui Dumnezeu să fie peste copiii noștri, să fie peste familiile noastre, să învățăm copiii Cuvântul lui Dumnezeu. Era întrebat o mamă și plângea o mamă, zice, nu mai știu ce să mă fac. Atâta tot îi spun de Dumnezeu, atâta tot îi spun de Evanghelie, atâta tot îi spun de Cuvântul lui Dumnezeu. Și ajunge într-un moment copilul în care nu mai vrea să audă nici de Dumnezeu, nici de ceea ce spune mama, nici de ceea ce spune tata. Și fiind întrebat un frate păstor de către această mamă, a spus, a venit vremea, a venit momentul în care să vorbești mai mult cu Dumnezeu de copiii tăi decât cu copiii tăi de Dumnezeu. Te pleci pe genunchi înaintea lui Dumnezeu, probabil în miez de noapte și să strigi către Domnul, să spui, Doamne, ai milă de el, nu știu unde este la această oră târzie, atinge-te de el și să-i spui lui Dumnezeu și să te rogi lui Dumnezeu și Dumnezeu este acel care îl va binecuvânta, slăvit să fie numele Domnului. Mă rog lui Dumnezeu în această dimineață și doresc Dumnezeu să binecuvinteze toți copiii noștri, Dumnezeu să binecuvinteze familie din Vilanova și noi să fim cei care să semănăm în mintea și în inima copiilor noștri Cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu să aibă ultimul cuvânt în viața lor, în familia lor, în familia noastră și doresc Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Vă invit acum să vă ridicați cu toții pe picioare. Vreau să facem o rugăciune în această dimineață. Și rugăciunea noastră vreau să o facem în mod deosebit pentru copiii noștri. Facem pentru familiile noastre. Facem pentru cei care sunt în biserica noastră, pentru cei care probabil s-au depărtat de Dumnezeu, s-au depărtat de casa Domnului, sunt familii aici, care plâng pentru copiii lor care nu mai vin la casa lui Dumnezeu. Și ne doare sufletul, și ne doare inima pentru ei. În această dimineață ne vom ruga pentru familia Creța ca Domnul să-i binecuvinteze. Ca Domnul să-i binecuvinteze pe micuțul Andres David. Dumnezeu să lase binecuvântarea lui peste el. Dar vreau în această rugăciune să ne rugăm în mod deosebit Domnului pentru toate familiile bisericii din Vilanova, pentru toți copiii bisericii din Vilanova. Ne rugăm pentru fiii risipitori, pentru cei care au plecat din casa lui Dumnezeu și îi așteptăm cu brațele deschise să se întoarcă din nou acasă, să vină din nou la biserică, să vină din nou la adunare și să ne bucurăm de harul lui Dumnezeu și credem și suntem conștienți de lucrul acesta. Dumnezeu are ultimul cuvânt în dreptul lor și ne rugăm Domnului ca Domnul să-i întoarcă din nou acasă. Intrăm cu toții la rugăciune. Amin.